pot să fie modificate, trucate, bănuiesc că scrisul negru pe alb, nu. Acea scrisoare pe care ați trimis-o în interiorul procurorilor din subordinea dumneavoastră, scrisoare care a apărut și în spațiul public. N-am trimis nicio scrisoare. Adică nu i-ați făcut nici lași, nici bârfitori, nici infractori? Deci n-am trimis nicio scrisoare procurorilor din subordine. Atunci a fost acel mail? N-am trimis nicio scrisoare procurorilor din subordine. Un mail? Zeci de mail-uri trimitem zilnic. Nu știu la ce mail vă referiți. Și i-ați făcut lași și bârfitori pe procurori? Nu am trimis un mail cu privire la ceea ce susțineți dumneavoastră. Atunci a apărut în spațiul public, ce era? Nu știu ce era. A fost și inspecția judiciară, au făcut verificări cu acel lucru și în concluziile inspecției, cel puțin, se spune că ați avut un ton agresiv, ați vorbit... N-aș vrea să fiu acuzată că îmi fac apărări publice, dați-mi voie să nu comentez. Dacă acel mail nu există și nu avem un mail original și luăm niște copii care au apărut în spațiu public, eu vă spun la acest moment că nu am trimis scrisori, nu am făcut niciun fel de afirmații în mail-uri către colegii lor, prin colegii mei, prin care să-i fi denigrat sau să fi vorbit urât cu ei. Totuși, nu uitați, sunt de aproape 23 de ani în procuratură. Am fost procuror general, am fost 4 ani șef al DNA. Am ținut mii de ședințe. Mii de ședințe am ținut. Și cred că știu și îmi respect în primul rând statutul și cred că știu cum trebuie să vorbesc cu colegii mei. Niciodată, dar niciodată în 23 de ani nu am fost cercetată disciplinar. În mod cu totul surprinzător, când azi vara a început asaltul asupra justiției, dintr-o dată am avut 15 cercetări disciplinare. O să mă apăr și o să vedeți că nu am făcut nimic din ceea ce s-a spus că am făcut.